Bună ziua, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag, mă numesc Dana Ozacna, bun venit pe canalul meu de YouTube. Dragii mei prieteni, astăzi am făcut chifle, așa cum erau pe vremuri, cum cumpăram noi din magazin când eram copii, sau chifle care îmi făcea bunica. Ia uitați-vă cât sunt de moi la mine, sunt puhăvi, buni, frumoase, dar un miros perfect de gustos. Este un aluat universal, care merge la mai multe rețete, cu siguranță 100% să-ți plac. Dragii mei prieteni, de ce am revenit la rețeta mea dată? 4 ouă, 200 de grame de zahăr, 100 de grame de unt, sare, zahăr vanilat, 20 de grame de drojdie, 1 litru de lapte călduț și făină. Hai să trecem la treabă. Într-un bol adaug drojdia mea, o fărâm bine, peste ea zahărul, așa, amestec foarte bine puțin cu o lingură. Adaug 1 litru de lapte călduț, la mine iese de 1,5% grăsime. Amestec bine. Adaug și zahărul vanilat. Adaug sare după gust, amestec bine, cât puțin se dizolvă drojdia mea, topesc untul. Aproape untul nostru este topit și adăugăm câte o lingură, două de făină. Eu aici am 2 kg de făină de grâu de o calitate superioară. Aceasta este cea mai bună făină care o facem noi la moar. Deci făina noastră nu este cumpărată din magazin, dar este făcută la moară. Așa. Amestec puțin ca să dizolv gogoașele mele sau gogoloaș se mai numește. Adaug și ouăle mele. Amestec bine. Mai adaug făină, puțin câte puțin. Acesta este un aluat foarte bun. Chiar poți să-l faci și cu călvaș, cu vișniș, cu magiun, cu ciocolată, Nutella, cu brânză dulce. Deci, formidabil. Chiar poți să-l faci și cu varză, dacă dorești. Pentru cine iubește varza puțin mai dulce. Amestec. Când nu mai poți să amestec cu lingura, clar că eu adaug mânuța mea, așa, ouăle sunt la mine de casă și sunt foarte galbeni, mai pun și untul, adaug și untul topit, așa, amestec bine și încet, încet adaug toată făina, așa, făina poate să meargă 1,8 kg, 1,750 kg, deci chiar poate să meargă 2 kg, depinde de făină. Este făină mai uscată, este făină mai umedă. Chiar dacă ți merge cu 50 grame mai mult sau chiar cu 100, nu vă spăreați că nu este nicio problemă. Așa, eu adaug. Deci, făina mea, încet cu încet, toată făina, un secret pentru toată lumea, pentru noule gospodine începătoare, deci trebuie să fii cernută, fiindcă îți primești chiflele, chiar și cozonacul, chiar și plăcintele, pâinea, îți primești mai pufoasă, mai gustoasă. Așa, când nu am sau când nu mai am putere să amestec, deci cu lingura, clar că amestec, deci cu mânuța mea. Până când obțin un aluat gros. Așa. Deci eu adaug mânuța mea ca să frământ. Mânuța la mine este curată. Așa. Cu Doamne ajute.
Așa, deci eu amestec cu mânuța undeva vreo 9-12 minute. Numai ouă are și unt și deja este galben frumos. I-am adăugat toată făinuța și este suficient. Deci amestec până când aluatul meu, deci este gata. Dragii mei prieteni, și aluatul meu, deci este gata. Gâfui, mă rog, că când frămânți aluat, te obosești foarte bine. Așa. Și deci, eu îl las la crescut pentru 2 ore, numai decât. Așa, deci astup comprosop alb, ca aluatul meu să crească bine. Așa, și las deci să crească. Nu uităm că aluatul trebuie să fie, să odihnească bine, să fie mulcuț. Așa, noi uităm de dânsul 2 ore. Până când spălăm veselă, până când facem curat, aluatul nostru crește la cald, numai decât în bucătăria noastră trebuie să fie cald. Dragii mei prieteni, și rezultatul meu se vede după câteva ore. Deci, formidabil cât de bine este crescut. Bine, poți face absolut totul ce dorești cu el. Eu vă salut cu mult drag, vă doresc sănătate, aveți grijă de voi numai bine, cu voi a fost prietena voastră Zidana Uzac. Dacă tu cunoști o rețetă de aluat care poți să-l faci în casă, care merge absolut universal pentru tot, deci îmi lași nou un comentariu ca să ne învățăm și noi de la tine un sfat, un truc interesant pentru toate gospodinile, mai ales pentru cele gospodine nouă începătoare. Cu mult drag, prietena voastră Zidan. Și dragii mei prieteni, aluatul meu a crescut. Eu am aici o tava. Așa. Dacă cinstit tava asta este făcută de soțul meu, dar eu atât de tare o iubesc, că este mare în cap pe gura cuptorului. Și deci este groasă și trainic. Eu am aici cântarul ca să cântăresc, așa, beluțele mele, dar vreau să menționez o chestie. Aluatul acesta pentru mine este formidabil. Într-adevăr, el este un aluat perfect. Așa. Crește foarte bine, nu se lipește din mânuți. Deci, dar acest aluat este un aluat universal. Poți face plășinți și chifli și saralii, chiar și pâine, chiar și pizza, absolut totul este formidabil de gustos. Eu acest aluat îl numesc universal. Acest aluat poți face absolut chiar tot ce vrei tu, mii și sute de rețete. Pentru mine acest aluat este simplu, gustos, ușor, pufos, deci mai ales pentru o masă sărbătoare. Îl faci repede, el crește și faci rețeta care o dorești tu. Puțină făină. Deci luăm o beluță, o cântărim cât are. Așa, 230 grame, eu am să o pun încă 20 de grame ca să aibă 250. Așa, uitați-vă, 250 grame. Așa,
O fac în felul următor. E, dacă cinstit, nu trebuie făină asta, fiindcă ea nu se lipește, așa, și o pun în tava. Absolut cu toate beluțele eu procedez în felul următor. Deci fac 250 de grame cu toate beluțele mele. Deci eu le las crească 30 de minute, apoi când le dau la cuptor, le ung cu gălbenuș de ou și cu lapte. Deci două gălbenuși, două linguri de lapte. Dacă eu le ung acum, credeți-mă că ele cad și deci nu mai cresc. Este foarte important că să le ungem când le dăm în cuptor. Deci eu uit de dânsele cam ele să crească bine. Dragii mei prieteni, și până când pânica mea crește, dar la mine arde cuptorul sau arde lemnele la cuptor, cald, bine, frumos. Așa, eu într-un video v-am arătat cum am dat foc în cuptor, că mulți de voi m-ați întrebat. Deci așteptăm să ardă bine, să crească bine pânica noastră și apoi dăm încet la cuptor. Așa arată cuptorușul meu. Dragii mei prieteni, și eu am pus deci pânica la cuptor, chifle mele, aici mai pus niște cartofi și aștept scoac. Cu Doamne ajută, ei trebuie să ridici și scoași. Și rezultatul la chiflele mele, eu te-ați văzut cât de bine arată, eu nu le-am uns absolut cu nimic. Le-am dat în cuptor, nu le-am uns cu nimic. Așa am plâng puțin cu ulei din măsline. Miroase foarte bine. Le lăsăm să răcească și poftă bună!